Este în direct cu noi Mihaela Gioană, fondator și președinte Fundația Renașterea. Bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și o salut cu plăcere pe doamna conferențiar Răducu. Bună seara! Vă mulțumim foarte mult. Știu că în urmă cu câteva zile a avut loc o întâlnire, 23 de paciente, dacă nu mă înșel. Doamna conferențiar a fost prezent acolo, nu greșesc, da, doamna conferențiar. Da, a fost o întâlnire emoționantă. Așa este și pacientele au fost entuziasmate de această întâlnire. Au primit informații și chiar, cum să spun, concret pe fiecare caz în parte și chiar, dacă pot să spun, două dintre paciente sunt deja programate. Mi se pare un lucru extraordinar că pot avea acces la servicii de asemenea calitate și că aceste servicii le va reda încrederea în ele psihic, le va ajuta foarte mult. Și vreau să mulțumesc foarte mult doamnei conferențiar pentru acest ajutor. Ce ne spuneți? Cu mare drag. Da, a fost chiar o experiență emoționantă. Pacientele de la Fundația Renașterea nu beneficiaseră de reconstrucție imediată și dorința lor a fost foarte mare de a face acest pas. Am găsit paciente de 23 de ani și paciente de 60 de ani care și-au dorit acest lucru și a fost emoționant pentru noi. Așa este. Și motivările lor a fost și ca o, știu eu, ca un suport psihologic sau ca o sesiune de îndrumare, să spun așa, și înțeleg că au fost foarte emoționante testimonialele pacientelor și doamna conferențiară a știut să le îndrume și să le dea toate detaliile necesare. Exact ce spuneam, este foarte important să ajungi și la medicul, eu știu, care trebuie. Și vă întreb pe dumneavoastră, doamna Mihaela Gioană, știu, noi am mai prezentat în emisiune Fundația Renașterea, dacă nu mă înșel, chiar anul trecut ați fost la noi, reprezentanții Fundației Renașterea. De peste două decenii, Fundația desfășoară o amplă campanie dedicată sănătății femei și vă întreb, care sunt gândurile dumneavoastră și planurile Fundației pe mai departe pentru sănătatea femei, pentru prevenție? Mă gândesc că e important să le informăm, să le îndrumăm, dar e nevoie, cred, și de voci puternice, că nu ascultă chiar pe oricine. Așa este și în 23 de ani de activitate ne-am făcut mulți prieteni și multe persoane care au o voce, influenceri care ne sprijină. Spre exemplu, chiar astăzi am avut un eveniment hashtag Mulțumesc Mama, prin care persoane foarte cunoscute cum sunt Andreea Marin, Laura Costoi, Sonia Argint, foarte multe influenceri au venit, au postat o poză cu mama lor și au arătat ceea ce le-a învățat și anume și ce putem să ne învățăm noi copiii, băieții și fetele, să punem accent pe prevenție, să ne păstrăm sănătatea. Poate că nu a fost în educația noastră sau în cultura noastră până acum, pentru că mergeam la medic atunci când ne îmbolnăveam sau când aveam o problemă, dar trebuie să mergem la medic pentru a verifica că suntem bine. Și atunci când este o problemă, trebuie intervenit la timp și trebuie, așa cum vorbiți și dumneavoastră în această emisiune, să intervenim bine informate cu profesioniștii, cum spun, de încredere sau care ne dau încredere fiecărei paciente, astfel încât să rezultatul să fie unul așteptat. Da, eu vă felicit pentru tot ce s-a întâmplat în aceste două decenii. Știu că vorbeam în emisiunea trecută de, pe lângă de Race for the Cure, care e foarte important, an de an la București, dacă nu mă înșel, investigații medicale în centre medicale, unități medicale mobile, teste Papa Nicolau și HPV gratuite, proiect de prevenție în rândul adolescentelor, campanii de informare, linie telefonică gratuită, proiectul Vieți Împletite Brave Cut. Da, prin proiectul Vieți Împletite donăm peruci pacientelor care fac chimioterapie și își pierd părul.
Avem foarte multe proiecte. Bineînțeles, în atâția ani am făcut multe proiecte. Suntem foarte mândri de ele. Avem și proiecte finanțate european. În acest anul trecut am câștigat chiar un proiect finanțat de Comisia Europeană direct către Fundația Renaștere. Un proiect prin care vom construi o curriculă de îndrumare a femeilor, nu numai din România, din toată regiunea, informații despre prevenția pentru cancerul de col uterin și anti-HPV. Avem multe proiecte în derulare, suntem foarte active și vom rămâne așa. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-ați spus, pentru prezența în emisiune și vă dorim și pe mai departe să faceți proiecte cât mai multe și cât mai frumoase în ajutorul femeilor din România și de peste tot. Vă mulțumim mult! Cu ajutorul profesioniștilor și al presei care face cunoscută activitatea, așa va fi. Vă mulțumesc! Atâta cât putem! Vă mulțumim foarte mult!